Ne aflăm la jumătatea lunii august și chiar dacă afară sunt temperaturi caniculare, giurgiuvenii au început deja să se gândească cu ce se vor încălzi la iarnă. Așa se face că o parte dintre ei au început să facă împrumuturi pentru a-și cumpăra lemne de foc. În această situație sunt pensionarii care au început de pe acum să se aprovizioneze. Da, au început să cumpere lemnele, dar vă dați seama că puterea de cumpărare e ceva mai slăbuță pentru că sunt așa locurile de muncă foarte puține în Giurgiu. Au început marea majoritate pensionarii care fac împrumut și aceștia sunt clienții noștri fideli care în fiecare an sunt primii care cumpără lemne, se asigură de iarnă. Lemnele la noi la depozit sunt ceva mai ieftine față de toate celelalte depozite, deoarece puterea de cumpărare, vă dați seama, nu este cât trebuie. Depozitele de lemne sunt pline în această perioadă, iar un metru cub de lemn de esență tare se vinde cu 290 de lei. De cele mai multe ori, prețurile inclus și serviciile, cum ar fi tăiatul sau spartul lemnelor. Pentru că puterea de cumpărare scade de la un an la altul, administratorii depozitelor de lemne sunt dispuși să vândă lemne și în rate. Am oferit, într-adevăr, aveți dreptate, dar numai unor persoane care prezintă garanție și a unor vecini de-ai mei de aici care nu pot să spun că nu i-am servit și nu-i servesc. Da. Dacă sunt oameni serioși, asta să știți că noi am servit foarte multă lume în Giurgiu care mă cunoaște și o să vadă, știe că a luat pe datorie sau a luat în mai multe etape să-mi aducă bani. Sunt de acord cu acești bătrâni, că ei vin și ea, ca să poată să vină și în trepte. Mergând pe premiza că omul gospodar își face iarna car și vara sanie, comercianții spun că giurgiuvenii vor veni să cumpere lemne pentru foc, însă speră ca în lunile următoare vânzările să crească.